Ce rol va avea biserica, ce rol are biserica acum în obținerea mântuirii pentru credincioșii ei? Adevărul e că mântuirea este personală, nu este în grup, nu este într-o comunitate. În al doilea rând, nu biserica nu ne mântuiește, ci Iisus Hristos ne mântuiește. Dar în același timp, biserica este folosită de Dumnezeu pentru ca să întărească credința noastră, pentru ca să ajungem la unitatea credinței, a adevărurilor pe care trebuie să le cunoaștem din Cuvântul lui Dumnezeu. În al treilea rând, biserica ne oferă ocazia asumării unei identități. Pentru că, așa de cum ați spus, foarte mulți afirmă astăzi îl iubesc pe Dumnezeu, dar nu biserica. Nu cred că e o poziție pe care Dumnezeu o acceptă, pentru că cine se va rușina de mine și eu mă voi rușina de el, spune Iisus Hristos. Deci are un rol foarte important biserica în ceea ce privește pregătirea noastră pentru viața veșnică. Dar, bineînțeles, rolul acesta este limitat și al bisericii, pentru că este o instituție omenească. Chiar dacă ea este... Și avem convingerea că este condusă de Dumnezeu și este în mâinile lui Dumnezeu. Dar dimensiunea omenească nu dispare.